Bună ziua tuturor și mulțumesc frumos, domnule Lucian Anghel, pentru introducerea foarte amabilă și drăguță. Bine ați venit la Banca Națională, în primul rând. Aș vrea să încep prin a spune cât cred eu că sunteți de norocoși că aveți un profesor care nu este doar profesor, este și un bun practician. Istoria noastră merge mult, mult timp în spate și mă gândeam că voi, ca și studenți, puteți să-l întrebați pe domn profesor Anghel atât despre piață de capital, despre fonduri de pensii. Eu am fost director de investiții, însă Lucian a fost director general al unui fond de pensii. Despre banking, experiență în conducerea unei instituții bancare, profesorat, deci cred că e un lucru mare, nu e puțin lucru, ca să spun așa, că aveți un profesor cu vederea deschisă atât către practică cât și către academia. Acum, știu că voi ați vizitat Muzeul BNR, sper că l-ați găsit interesante informațiile și exponatele noastre și eu voi profita de ocazie să vă povestesc puțin despre istoria băncilor centrale, cam de unde pleacă, cam pe unde este și vă rog să mă întrerupeți. Mi-ar face plăcere să aveți întrebări, să discutăm cât mai aplicat. Și aș începe prin a vă spune că prima bancă, în formatul standard, în definiția de bancă centrală pe care o acceptăm acum, a fost Banca Centrală a Suediei, în 1668 a fost lansată. 25 de ani mai târziu apărea Banca Angliei. Banca Națională a României, cum probabil ați văzut și voi, cum v-au spus colegii mei muzeografi, a fost creată în 1880, ctitorită de Eugeniu Carada. Pe definiția standard, suntem a 16-a bancă centrală din lume. Banca Națională a României a fost creată înaintea Fed-ului, înaintea Băncii Federale de Rezerve a Americii, care a apărut în 1913. De ce băncile centrale? Cum au apărut ele? Ei bine, ele au apărut în ideea de a finanța eforturile de război. Țările aveau conflicte între ele, aveau nevoie de un loc în care să-și găsească capital. Dacă vă gândiți la nume, și o să vă dau câteva nume de bănci centrale, Reserve Bank of New Zealand, Banca de Rezerve, Federal Reserve, Banca Federală de Rezerve, deci rezervele țării, National Bank of România, de exemplu, băncile centrale asociate cu ideea de stat național, Central Bank of, European Central Bank, deci sistemul bancar centralizat sub o instituție care emite monedă, care îl reglementează, Central Bank of, sau pur și simplu Bank, Bank of England, Bank of Israel. Acum, pentru că băncile centrale și-au asumat acest rol de a finanța statele în războaie, au primit la schimb privilegiul emisiunii monetare. Putem să-i spunem privilegiul monopolului asupra banilor. Acum, termenul de bancă centrală este indisolubil legat de termenul de bani. Și sunt doi termeni foarte importanți când vorbim de bănci. Vorbim de scont, poate ați aflat și voi la muzeu că Banca Centrală, Banca Națională României făcea scont. Asta înseamnă că comercianții veneau cu facturile și o plecau cu banii. De scont se leagă și termenul de discount, discount rate. Dobânda era acel discount, veneai cu o factură de 100 de lei, plecai cu 95 sau 97 în funcție de cât de mare era rata de discount. Rata Lombard e rata la care, atunci când sistemul bancar are nevoie de bani, vine și se împrumută la Banca Centrală. La început, băncile centrale nu aveau acest atribut de last resort lender. Ce înseamnă last resort lender? Înseamnă că atunci când situația economică e foarte dificilă, există o singură instituție în tot sistemul financiar care poate să vină și să împrumute bani. Și aceea e Banca Centrală. Natura banilor. Natura banilor, la fel, se leagă de ideea de bancă centrală și trebuie să trecem puțin prin istorie. La început, banii erau mărfuri. Poate ați văzut în muzeul nostru, erau folosite cu funcție monetară săgeți ale unor triburi. După aceea au venit banii metalici. Foarte mult timp, multe secole, a fost aurul. Da? Aurul era moneda, era bancnota. De la aur s-a trecut la standardul aur. Ce înseamnă standardul aur? Înseamnă că băncile centrale
emiteau bani de hârtie, dar acea hârtie era garantat că putea fi convertită în bani. Deci banca, pentru a nu plimba aurul, pentru a nu te plimba cu sume foarte mari, cu greutăți, să spunem, de aur, puteai să plimbi hârtiile. Și iar acele hârtii, bilete de bancă, erau garantate că pot fi convertite în aur. Unde suntem în prezent? Suntem acolo suntem la fiduciary money, la bani fiduciari, care nu mai sunt neapărat convertibili în aur. Aurul are un preț, puteți cumpăra aur cu el, însă nu este garantat că un dolar va duce X grame de aur. Foarte interesant, dacă tot vorbim de bănci, dacă știți cumva unde a apărut termenul de bancă și de ce. Ei bine, banca vine undeva din Veneția, unde bancherii dădeau împrumuturi pe o bancă. De aceea vorbim de bănci. Băncile erau acel loc în care zarafii făceau tranzacții cu bani. Erau o bancă. De unde vine ideea, termenul de bancrută, de faliment, bancrută? Bancoroto, banca ruptă, când un bancher nu mai era, dădea faliment, nu mai avea capacitate să returneze deponenților, celor care au dat bani cu împrumut, efectiv, cei care au pierdut banii veneau și îi rupeau banca, bancoroto, da? Funcțiile banilor. Banii au trei funcții foarte mari și importante. Store of value, deci unde economisim, un activ de economisire, unit of account, unitate de cont, atunci când negociem o tranzacție, folosim banii, folosim funcția de unitate de cont, și mediul de schimb, medium of exchange. E mult mai facil, da, să plătim cu bani decât să plătim cu bunuri, decât să facem schimb, nu știu, ne trebuie mere și avem porumb, cred că e mult mai simplu să vindem merele, obținem bani și cu banii cumpărăm porumb. Deci, o funcție importantă a banilor. Acum, spuneam de evoluția de la metal la bani fiduciari. Care e principala diferență? Metalul tot timpul îl ai cu tine, hârtia depinde de cineva, depinde de cine a emis-o. Deci depinde de încredere, depinde de încrederea că cel care a emis acele bancnote, acele hârtii, nu va emite foarte multe. Dacă emite foarte multe, atunci avem inflație. Cea mai simplă definiție a inflației, prea mulți bani alergând după prea puține bunuri. Prea mulți bani, prea puține bunuri, inflație. Desigur, putem avea situația, cum am trăit-o chiar recent, când nu neapărat cantitatea de bunuri e cea care se schimbă, ci cantitatea de bunuri. Dacă brusc dispar gazele și petrolul, prețurile vor crește. Și atunci avem două soluții. Fie rezolvăm problemele și facem rost de gaze și petrol, fie ajustăm cantitatea de bani. O măsură mai dureroasă despre care vom povesti mai încolo. Însă revenind la încredere, e o poveste foarte drăguță pe care chiar domnul guvernator a spus-o în momentul în care au fost introduși primii lei de hârtie în 1877, au fost introduși în sala de muzeului pe care ați vizitat-o. Până în 1877 erau banii metalici, banii zornăitori, cum ne spune domnul guvernator, pentru că îi auzeai, zornăiau în buzunar. Acum, în prima zi, când casierile BNR au început să returneze banii oamenilor ca hârtii și nu ca monede, desigur că oamenii aveau o reticență. Niciodată nu folosiseră bani de hârtie. Oamenii nu credeau, pur și simplu, nu aveau încredere că o hârtie, asta e o zicală a vremurilor, oamenii nu credeau că cu o hârtie, chiar micuță, poți cumpăra un bou. Și ce făceau? În sala pe care ați vizitat-o. Luau hârtia de la ghișeul care returna bani și fugeau repede de la ghișeul care schimba bani, se schimbe pe monede. Pentru că pur și simplu nu aveau încredere că o hârtie emisă de o bancă numită Banca Națională a României poate să cumpere lucruri. S-au convins că poate să cumpere lucruri și chiar multe. Ce vreau să spun este că depinde foarte mult, ideea de bani depinde foarte mult de ideea de credibilitate a celor care îi emit, a instituției numită Banca Centrală, fie că vorbim de Banca Națională a României sau de orice altă bancă centrală. Și ideea de credibilitate se leagă cu ideea de transparență, se leagă cu ideea de a vorbi cu publicul, de a explica deciziile, iar Banca Națională a României explică constant ce face și de ce face.
Și avem, spre exemplu, nu doar conferințele de presă, care au loc chiar aici ale domnului guvernator. Avem rapoarte constante. Avem raportul asupra inflației, care se publică trimestrial, care explicăm țării de ce așteptări are Banca Națională în ceea ce privește inflația, în ceea ce privește economia, ce măsuri au fost luate, cum arată perspectivele economice. Avem raportul asupra stabilității. Banca Națională a României supraveghează sectorul bancar. Și iarăși, odată la 6 luni, raportul asupra stabilității e publicat de Banca Națională. Nu doar asta, dar cred că săptămânal, poate chiar zilnic, Banca Națională publică anumite date. Indicatorii monetari, cât este masa monetară, balanța de plăți. Constant se publică lucruri, constant comunicăm cu publicul, pentru că trebuie să așa să câștigi credibilitatea, așa explici oamenilor ce se întâmplă cu economia, ce se întâmplă cu valoarea banilor, de ce, ce măsuri se iau și tot așa. Suntem în Palatul Băncii Naționale. Legat de asta, credibilitatea înseamnă și să convingi oamenii de un anumit statut, de o anumită prestanță. Și dacă vă uitați la palatele băncilor comerciale sau băncilor naționale de peste tot din lume, toate sunt impunătoare, toate au anumită arhitectură, toate au anumită, sunt gândite pentru a impune respect, pentru a arăta că aici ați venit la Banca Națională, o instituție prestigioasă, cu renume, de încredere, în care puteți avea încredere, ori să vă lăsați bunurile pe vremuri, ori să-i folosiți biletele de bancă, da, bancnotele.